Psalmul 65, un psalm al lui David, atât de important pentru fiecare suflet și care spune în felul următor. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor, îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și îi dai belșug, îi umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească, îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia și îi binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, în această dimineață vrem să stăm în jurul unui cuvânt extrem de important. A unui cuvânt care e atât de imperios necesar să fie pus în minte și în inimă, ca mai apoi viața să aibă parte de un parcurs frumos înaintea lui Dumnezeu și totodată, țineți cont de ce vă spun, să aibă parte de un înțeles foarte concret din partea lui Dumnezeu. Una din luptele majore ale oamenilor e că uneori nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Și oamenii vin și spun, bă, nu-L înțeleg pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu a făcut așa? De ce Dumnezeu a lucrat așa? Și e adevărat, uneori nu-L înțelegem în detaliu pe care noi am vrea să-L înțelegem. Dar și acceptarea voii lui Dumnezeu e o formă de înțelegere a lui Dumnezeu. E o formă de a rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu și de a merge înainte cu bucurie. Când omul nu-L mai înțelege pe Dumnezeu, ceva se blochează. Când omul nu mai poate să accepte voia lui Dumnezeu, lucrurile pur și simplu o iau raznă. Dar pentru a putea să accepți voia lui Dumnezeu și să-L înțelegi pe Dumnezeu, ca mai apoi să ai parte de niște beneficii extrem de importante, e obligatoriu să-L crezi pe Dumnezeu. Toată viața noastră se învârte în jurul credinței. Dacă vă veți uita în orice predică, în orice cântare, totul se focalizează pe credință. De fapt, noi, prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, că ăsta e punctul forte, noi mergem înainte. Noi, prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, suntem mântuiți. Prin credința în Iisus Hristos putem avea parte de înțelegerea lui Dumnezeu și de acceptarea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă vorbesc în această dimineață despre o dovadă a credinței noastre în Dumnezeu și mai apoi despre niște beneficii extrem de importante atunci când această dovadă se vede, și anume. Aduceți-vă aminte, noi ca și oameni spunem deseori, eu cred în Dumnezeu și auziți asta des și noi spunem de aici de la Amvon deseori, noi credem în Dumnezeu și întrebăm pe oameni, credeți în Dumnezeu și ei spun asta că ei cred. Dar să știți că Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare ca omul să-și dovedească credința. La un moment dat, în fața situațiilor complicate ale vieții, în fața bucuriilor vieții, omul
ca faptul că el crede în Dumnezeu că el i-a dat, el îl va ajuta, el îl va ține, face un aspect care dacă nu e făcut cu atenție, trebuie făcut, dar de nu e făcut cu atenție, lucrurile pur și simplu se duc într-un derizor și anume, omul începe să facă juruințe înaintea lui Dumnezeu. Și asta e dovadă pentru început a credinței. Dar de ce îi faci juruințe Domnului și îi spui, Doamne, îți promit că de astăzi încolo eu o să trăiesc altfel? Pentru faptul că îi spui, Doamne, eu cred că trebuie să trăiesc altfel. În fața situațiilor grele ale vieții, omul face juruințe. Toți cei care suntem aici am făcut juruințe într-un fel sau în altul. Dovada faptului că noi credem e momentul când omul se ține de juruințele făcute. Pentru că lupta pe care diavolul o dă în perimetrul acesta al juruințelor făcute, că despre asta vreau să vă vorbesc, lupta pe care diavolul o dă nu e ca omul să nu facă juruințe, nu e ca omul să nu promită, nu e ca omul să nu spună. Ba dimpotrivă, diavolul încă nu-i foarte speriat că omul promite. Și lupta diavolului de mai apoi e ca omul să nu se țină de ceea ce a promis, ca omul să dea înapoi la ceea ce a promis, ca omul să calce pe juruința făcută, ca omul să calce pe ceea ce a spus lui Dumnezeu într-o zi, că el va ține până la finalul vieții. Pentru că, dragii mei, omul spune și pornim de aici, cred în Dumnezeu. Una din dovezile puternice ale credinței unui om în Dumnezeu e modul cum omul se ține de ceea ce promite lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc versetul 1. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și ascultați, și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Pentru că dovada încrederii în Dumnezeu e modul și momentul și faptul că omul se ține de promisiunea lui Dumnezeu. Spre exemplu, una dintre cele mai frecvente promisiuni găsite în bisericile noastre e în apa botezului și omul în apa botezului vine și una dintre cele mai importante, omul promite și noi îi întrebăm în apa botezului, până când vrei să slujești Domnului și omul promite și spune până la moarte, toată viața, câte zile Dumnezeu îmi dă și care mai de care momentul ăla vrea să fie mai poetic, să sune mai interesant și mai extraordinar, nu-i rău, foarte bine. O luptă se dă de acolo încolo ca omul să nu se țină de ceea ce a promis, să nu se țină de juruința făcută, să nu se țină de promisiunea făcută. O, când doi oameni stau la oaltă și la un moment dat își promit unul la altul iubire veșnică și stă soțul și soția, stă mirele și mireasa aici, în biserică, înaintea lui Dumnezeu și promite că toată viața îl va iubi și îl va respecta și el promite că toată viața o va iubi și o va respecta, că îi va purta de grijă, și punem noi pe mire și pe mireasă să spună și la bine și la greu și în belșug și în sărăcie și în sănătate și în boală și e juruința lor făcută înaintea lui Dumnezeu și sună impecabil și sună extraordinar. Dar mai apoi, dragii mei, lupta puternică pe care diavolul o dă e ca omul să nu se mai țină de juruința făcută și ne pune într-o postură atât de delicată față de Dumnezeu în momentul acesta. Pe cât ți-a pus într-o postură ciudată înaintea lui Dumnezeu faptul că nu s-au mai ținut de juruințele făcute. Aduceți-vă dumneavoastră aminte în dimineața asta. De câte ori ați promis lui Dumnezeu, Doamne, de astăzi eu nu o să mai fac cu tare lucru. Și ce bine v-ați simțit în momentul ăla și parcă credința creștea. Și era parcă o dovadă că noi credem în Dumnezeul care ne vrea sfinți. Și mai apoi vinea lupta puternică în care omul stătea din nou în fața impasului și o promis că nu va mai minți. Dar acum ce să facă? Că trebuie să scoată cumva situația din impas. Dar o promis. Dragii mei, vreau să subliniez un aspect extrem de important. Nu vă jucați cu călcarea promisiunilor înaintea lui Dumnezeu. Călcarea promisiunilor înaintea lui Dumnezeu nu-i joacă. Omul trece cu vederea prea ușor peste momentele astea. Dumnezeu nu! Biblia rămâne în picioare și zice, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. La Dumnezeu, dacă e promis, haideți să o luăm noi ca oameni, avem și noi demnitatea noastră, avem și noi. Și vine cineva și îți promite că nu va mai face un anumit lucru și apoi în mod flagrant calcă ceea ce ți-a promis. Vine și îți promite că nu va mai avea anumite acțiuni, puneți dumneavoastră aici ce vreți, în dreptul copiilor, a soțiilor, a soților, a prietenilor în relație. Îți promite, uite, îți promit, te rog, iartă-mă, îți promit că nu mai fac.
și mai apoi într-un mod flagrant calcă ceea ce ți-a promis. Oh, faci tu promisiuni și mai apoi într-un mod flagrant calci ceea ce ai promis și cel care ți-a promis calcă. Care-i raportul nostru la acel om? Bă, dar ai promis! Bă, dar acum calci pe ceea ce ai promis. Tu ai zis cu gura ta, ai promis! Nu-i așa că parcă pe acel om spune, știți care e prima reacție a omului, oare cum, bă, tu-ți bagi joc de mine? Păi tu ai promis. Acum îți bagi joc de mine? Tocmai de-aia vine Biblia și spune, Dumnezeu nu le se lasă să fie bagiocorit. Pentru că în momentul în care ce seamănă omul, aceea va se cera. Permiteți-mi un termen neacademic, dar care puteți să-l înțelegeți bine. Dacă omul seamănă prosteală la adresa lui Dumnezeu și încearcă să-l prostească în fiecare zi, oare ce va se cera omul? Dacă omul seamănă păcăleală la adresa lui Dumnezeu, îi promite și apoi nu se ține, oare ce va culege omul? Dacă omul seamănă indiferență, promite și apoi nu-l mai interesează de ceea ce a promis, oare ce va culege omul? Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit, ce seamănă omul, aceea va se cera, dragii mei. Omul trebuie să fie foarte conștient că promisiunile pe care le face înaintea lui Dumnezeu, de orice natură ar fi ele, trebuie să fie ținute cu strictețe. Știți ce zice Biblia? Dacă faci un jurământ cum? În paguba ta. Dacă faci un jurământ în paguba ta, dacă promiți ceva în paguba ta, trebuie să te ții de acel lucru. De ce? Ai promis. Ai promis. Ai promis că nu vei mai spune. Ai promis că nu vei mai face. Ai promis că nu vei mai arăta. Ai promis că nu știu ce, că nu te vei mai duce. Ai promis. Și la un moment dat, poate ceea ce ai promis e într-o aparentă pagubă, că de fapt nu e pagubă. Că dacă promite, nu știu, un tânăr că nu va mai merge în anumite anturaje greșite și mai apoi își dă el seama, bă, dacă nu mă mai duc în anturajul ăla, îmi pierd prietenii și se vede într-o oarecare pagubă, bă, mi-am pierdut prietenii, am promis că nu mă mai duc. Ascultați-mă, chiar dacă e într-o aparentă pagubă în dreptul lui, ținerea de promisiune pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu, îl pun într-o postură curată, sfântă înaintea Marelui Stăpân, e dovada credinței lui. Doamne, cred că eu chiar dacă pierd în latura asta, Tu ești Dumnezeul care poți să-mi porți de grijă. Dragii mei, sunt prea mulți care se joacă cu promisiunile și cu juruințele înaintea lui Dumnezeu. Oh, mai ales în noaptea de Revelion, în noaptea dintre ani, toată lumea promite, toată lumea spune, Doamne, eu o să citesc Biblia anul ăsta, Doamne, o să mă duc la săraci anul ăsta, Doamne, o să mă duc la cei bolnavi anul ăsta, Doamne, o să fiu foarte prietenos cu toată lumea, Doamne, o să arăt dragostea pe care Tu mi-ai arătat-o la toți. Bă, și te prinde august și îți dai seama la un moment dat că n-ai vizitat niciun bolnav, că n-ai vizitat niciun sărac. Că cu cei din jurul tău, dacă nu ți-a căzut bine, i-ai flândurit și zici, bă, gata că nu mai am răbdare cu voi. Și mai apoi vine diavolul că stai șiret. În loc să pici așa și să te prăbușești într-o pocăință, naștere, iertare și să intri în acțiunea frumoasă de mâine sau din ziua aia, vine diavolul și zice, taci mă că nu s-o gătat anul. Las-o gătat anul, las mă că mai-s bolnav, ce nu s-o mai îmbolnăvesc alții până în decembrie, vezi de treabă. Și dintr-o dată inima omului din nou se liniștește ilegal. Și mai apoi te trezești în decembrie. Tot fără vizite la bolnavi, tot fără de relații nelegate, tot fără de situații care s-au destrămat. O, dragii mei, în dimineața aceasta vreau să stăm în fața acestui cuvânt și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute fiecare dintre noi, într-un fel sau în altul, în care am promis să ne ținem înaintea lui Dumnezeu de promisiunile făcute. Avem nevoie de puterea din partea lui Dumnezeu, dar avem nevoie și de implicarea noastră. Avem nevoie să ne punem viața înaintea acestui Dumnezeu mare și să-I spunem, Doamne, și eu vreau să mă țin de promisiunile făcute. O, nu vreau doar să te duc într-o păcăleală, că oricum pe Dumnezeu nu-L putem păcăli, numai omul crede că-L poate păcăli, în care să fac tot felul de promisiuni pe patul de spital. O, Doamne, dacă Tu mă ridici de aici, eu o să fiu altfel și Dumnezeu îi ridic pe oameni. O, Doamne, dacă Tu îmi vindești copilul, dacă îmi vindești soția și soțul, o, Doamne, dacă Tu mă ajut să nu mai iau pastilele astea, o, Doamne, dacă Tu îmi dai un loc de muncă, o, Doamne, dacă Tu vei face una sau alta. O, dragii mei, frați și surori, cu ceea ce promiți înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă, nu-i de joacă.
Eu slujesc, și poate v-am mai spus asta, dar poate prinde bine în dimineața asta, datorită unei promisiuni. M-am căsătorit, Andreea era însărcinată cu Mateo și rugăciunea mea profundă înaintea lui Dumnezeu a fost următoarea. Doamne Iisuse, te rog frumos să ne dai un copil sănătos și să-l ții cu viață. Asta a fost rugăciunea mea de tată tânăr la 21 de ani. Vă imaginați că deja mă gândeam, bă, trebuie să nască Andreea. Eu cu Andreea, cu un prunc acasă, doi copii cu un copil. Am zis, bă, era așa pentru mine o emoție profundă, ciudată. Un prieten de-al nostru avea probleme cu fetița lor, erau tot prin spitale. Pentru mine era așa de șocat momentul ăla, bă, nu vreau să trec pe acolo. Și am început să mă rog, Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi dai copil sănătos și să-i ții cu viață. La un moment dat, eram undeva la rugăciune cu tata, cu ceilalți păstori din biserică unde am crescut, cu un unghi de-a meu, și Dumnezeu vorbește, dar eu îi spun Domnule așa, dacă îmi dai copil sănătos și ții cu viață, îți promit că eu am să te slujesc toată viața mea. Nici bine n-am terminat de gândit, că am gândit aici la nivelul minții mele, n-am rostit cu voce tare, eram acolo pe genunchi. Și printr-o soră, de undeva din zona Alba Iulia, care vedea, era acolo cu ceva frați, alți frați proroci, vine o lucrare din partea Domnului care spune așa, ascultă bărbatule, cât despre cererea pe care ai făcut-o înaintea mea, eu, Domnul, am luat aminte, dar tu să te ții de juruința făcută, amin. Trebuie să vă mărturisesc ceva, ori de câte ori am dat înapoi din slujire, Dumnezeu ne-a apăsat într-un fel sau în altul prin copii. Am ajuns în Austria, într-o bisericuță micuță. La un moment dat, acolo am început să predic. Ca peste tot, când cineva vine un pic și se ridică mai tare din ea care scot mitralierele, până la un moment dat n-am mai putut. Am zis, nu mai pot, dar nu mai vreau. De eu n-am venit aici să iau locul lui nimeni. Dar nu mai vreau, pur și simplu nu mai vreau. Și spun la Andreea în seara, Andreea, ascultă-mă, în seara asta, noaptea asta, slujirea mea e final. Eu n-am venit de aia aici, nu-mi doresc asta, n-am căutat asta, subiect închis. Ne-am pus în pace, am adormit. Noaptea pe la două, Andreea mă trezește cu Mateo în brațe, să scuturam brațele ei de frisoane. La un moment dat ne-am luat, am plecat la spital, am ajuns la spital. Medicii nu i-au găsit atunci nimic, i-a scăzut febra, au zis să mergem acasă și dacă se mai întâmplă ceva să ne reîntoarcem. Ne-am dat seama că în acea noapte Dumnezeu îmi spune, Alin, știi ce faci tu acum? Tu calci o juruință în picioare. Au trecut ani. Și la un moment dat, mă țineau tot în slujire și la un moment dat de asemenea, zic, bă, nu mai pot, nu mai vreau, după câțiva ani, din nou, greutățile slujire, zic, nu mai vreau. Ori venit niște frați de la Suceava, fratele Filon Lazurca, păstor în Burdujen, Suceava, cu încă câțiva frați, ori venit la Linț, eram deja la Linț și la un moment dat eu mi-am propus așa, când dușile autocarului se vor închide, când frații vor pleca, că ori venit cu autocarul, i-am dus în parcare la Ansfeldă, n-o să uit cât trăiesc. Când dușile autocarului, după ce se urcă, ei se închid și slujirea mea a luat final. Punct, până aici. S-au închis ușile autocarului. Primesc un telefon de la un frate și îmi zice așa, frate Alin, Dumnezeu îmi spune așa, datorită unei juruințe călcate, o furtună va trece prin casa voastră. Oh, nu pot să zic decât Dumnezeu să aibă milă de voi. Și-a închis telefonul. Asta se întâmpla luni dimineața, joi, Carina noastră are febră, rămâne fără voce, joi, vineri, sâmbătă, duminică, o situație destul de grea, în prag de convulsii, la un moment dat, nu-i mai scădea febra cu absolut nimic. În momentul acela ne-am dus luni la doctor, doctorii ne-au spus că am mers foarte târziu și a fost toată povestea grea pentru noi. Oh, m-am rugat lui Dumnezeu, știți ce am vrut în momentul ăla când am luat-o pe Carina în brațe? Când m-am rugat la ora 5 după masa lungă, când ne-am întors de la doctor, să mă țin totuși un om tare. Dar nu-mi dădeam seama că eu eram, dacă vreți, un prăbușit datorită faptului că călcam pe promisiunea pe care am făcut-o. Și eu am vrut să mă țin eu tare cu Dumnezeu și am spus, Doamne, te rog să se facă voia ta. Vezi, Doamne, ce tare eram eu. În momentul ăla am simțit că solul morții în casă. Nu vă pot explica sentimentul zdrobit al inimii mele. Mi-am dat seama că eu sunt problema, că juruințele mele călcate sunt problema, că eu trebuie să mă pocăiesc, nu să mă dau
vreau ceea ce nu sunt înaintea lui Dumnezeu. Mi-am schimbat rugăciunea dintr-o dată și am zis: Doamne, te rog, iartă-mă pentru ceea ce am făcut, iartă-mă pentru hotărârea luată, iartă-mă, o schimb, promit că o să mă țin, iartă-mă. O, Dumnezeu s-a atins în după masa aia de carină. Ori trecut ani, au venit Darin și am zis tot așa după ceva timp: bă, nu mai pot, nu mai vreau, nu mai pot. Era Darin mic. Ca să nu-l trezim, am șoșotit eu cu Andreea. I-am zis: mâine dimineață când mă trezesc, îl sun pe fratele păstor, îi spun să mă scoată din toate programările lui, nu mă mai interesează, nu vreau, punct. Dimineața la 7, când eu m-am trezit, primesc un telefon pe Viber, atunci în vogă era Viber-ul. Pe Viber mă sună, n-o să uit niciodată, o poză a unui frate cu o Biblie în mână în fața unei uși. Mă sună, era 7 dimineața și a zis: frate Alin, eu sunt un frate din Canada, la noi 1 noaptea, la voi 7 dimineața. Dumnezeu m-a pus să te sun acum și să spun deocamdată doar atât. Planul făcut aseară nu-i după voia lui Dumnezeu, oprește-te. Dragii mei, m-o străfulgerat din cap până în picioare, înțelegând încă o dată că cu ceea ce promiți înaintea lui Dumnezeu n-ai voie să te joci. Înțelegeți că noi ca și oameni deseori luăm foarte ușor ceea ce promitem și trecem mai apoi peste ceea ce promitem cu multă ușurătate, uităm deseori ceea ce promitem. O, știți ce-o zis psalmistul? Împlinite-ți vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Dar ce se întâmplă când un om se ține de promisiunile făcute? Hai să vă citesc din Biblie, luăm din textul ăsta și din contextul psalmului și să vedeți ce se întâmplă când un om se ține de promisiuni. Ascultați: mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Omul vine și se roagă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, am mințit, am făcut, Doamne, iartă-mă. Și Dumnezeu vrea să ierte, dar vreau să vă spun ceva, un pilon care stă acolo, care trebuie atins, ca Dumnezeu să ierte, este împlinirea juruințelor făcute. Nu doar cererea de iertare. Ce zice Domnul? Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Adică promiți că nu vei mai păcătui. Promiți că de astăzi vei fi cum trebuie. Pentru că împlinirea juruințelor e un factor foarte important. În momentul în care un om se ține de juruințele făcute, ascultați-mă, are parte de iertarea lui Dumnezeu. Mă copleșesc, spunea psalmistul, mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Dar nu uităm versetul 1, pentru că tu cu încredere Dumnezeu le vei fi lăudat în Sion și împlinite-ți vor fi juruințele. Și ascultați ce zice el: după ce hotărăște că juruințele făcute vor fi împlinite, că se va ține de juruințele făcute, ascultați care este încrederea lui. Mă copleșesc nelegiurile, o constatare, constat că nelegiurile mele m-au prăbușit, dar ascultă-mă ce cred, dar tu vei ierta. Dar pe ce te bazezi tu că Dumnezeu va ierta nelegiurile tale? Pe ce te bazezi? Pentru faptul că eu cred în jertfa de la Golgota și pentru faptul că îmi voi împlini juruințele, mă voi ține de ceea ce am promis și când mă voi ține de ceea ce am promis, mă pun într-o postură bună înaintea lui Dumnezeu. Unul din beneficiile importante e că Dumnezeu iartă inima omului când omul se ține de juruințele făcute. E un factor important în analiza pe care omul o face. Când în analiza pe care Dumnezeu o face în dreptul omului, să știți că e un factor important ca omul să se țină de juruințele făcute. Ori de câte ori veniți să vă cereți iertare lui Dumnezeu, prima dată faceți-vă analiza: eu mă țin de promisiunile făcute sau nu? Ori de câte ori îi spunem Domnului: Doamne, iartă-ne, trebuie să ne facem analiza. Eu îmi cer iertare, dar cum? Sub ce atitudine îmi cer iertare? În ce condiții îmi cer iertare? Doamne, iartă-mă, ar spune omul, dar trebuie făcut o analiză profundă. Doamne, oare eu mă țin de promisiunile făcute? Eu ți-am promis că nu o să-ți întorc spatele niciodată. Dar eu ți-am promis că voi fi lumină. Dar eu ți-am promis că o să fiu iubitor față de semeni. Dar eu ți-am promis că o să fiu așa cum trebuie. Și puneți dumneavoastră și faceți-vă de fiecare dată o analiză. Atunci când ne cerem iertare, ca să putem să avem acea credință că Dumnezeu ne iartă, omul trebuie să aibă la activ juruințele împlinite. Stau deseori de vorbă cu oameni și potrivit cu versetul ăsta, eu întreb pe oameni, vine câte cineva și spune: frate Alin, m-am mărturisit, mi-am cerut iertare și nu scap de păcat, de vină, de ce? M-am mărturisit, dar nu scap, ești tot neliniștit. Tot neliniștită, ceva tot mă frământă, de ce? Știți care e următoarea întrebare?
Dar te ții de promisiunile făcute înaintea lui Dumnezeu? Păi acum e drept că nu le mai poți ține pe toate. De-aia. De-aia ești neliniștit. Dar pui în aplicare ceea ce ai promis lui Dumnezeu? Nu mai știu. Pentru că omul, dragii mei, din neatenție de multe ori face promisiuni pe care le și uită. Să nu cumva să credeți că dacă noi facem promisiuni în iureșul momentului și le uităm, Dumnezeu ne absolvă de vina faptului că nu le împlinim, doar că le-am uitat. Tocmai de aceea Biblia cere trăirea cu atenție, că atunci când promiți să te ții, atunci când iei o hotărâre și spui voi face cu tare lucru să faci. Eu sunt primul care îmi cer iertare în dimineața asta înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, iartă-mă că îți promit că mă voi ține de toate promisiunile făcute. Avem atât de mare nevoie de iertarea lui Dumnezeu, dar, dragii mei, ascultați-mă, vă rog, faceți-vă analiza promisiunilor făcute. Începe. Știți ce zice Domnul unei biserici din Apocalipsa? Adu-ți dar aminte unde ai căzut. Adu-ți dar aminte, întoarce-te și pocăiește-te. Adu-ți aminte, nu lăsa să treacă de la sine un lucru nerezolvat. Adu-ți aminte că ai promis lui Dumnezeu că îți vei cere iertare. Adu-ți aminte că ai promis lui Dumnezeu că vei da din ce Dumnezeu ți-a dat. Adu-ți aminte că ai promis lui Dumnezeu că vei fi un sprijin. Pune-ți dumneavoastră. După ce vom începe să ne ținem de promisiunile făcute și mai apoi venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, iartă-ne, vă dau un scris. Sentimentul e copleșit de Dumnezeu. Sentimentul e copleșit de Dumnezeu. 2. Știți care e un al doilea beneficiu când un om se ține de promisiuni? Ascultați, versetul 5 din Psalmul 65. Nu, ne place să luăm versetul ăsta. Dar ne place să luăm versetul ăsta în contextele noastre. Dar versetul trebuie luat în contextul Bibliei. Că noi de multe ori scoatem câte un verset, facem slogan din el, nu mai contează cum trăiește omul și unde îl punem, important e sloganul. Nu, e foarte fals, aia e amăgire. Biblia trebuie luată în contextul Bibliei, nu a minții noastre. Și ascultați, în contextul acesta al versetului 1, împlinite-ți vor fi juruințele a unei hotărâri profunde, ascultați ce încredere are psalmistul în al doilea rând. În bunătatea ta, tu ne asculți, pe care ne asculți? Pe cei care ne vom împlini juruințele prin minuni. Noi spunem de multe ori în fața terapiei intensive, în bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Și Dumnezeu zice, da, numai țineți cont și de aspectul ăla al juruințelor împlinite. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre și ascultați și înțelegeți un pic starea psalmistului, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării, nădejdea vieții mele, nădejdea situațiilor care sunt departe de mine și nu le pot rezolva. Tu ești nădejdea mea, tu ești Dumnezeul care ne asculți prin minuni. Știți când îl vezi pe Dumnezeu că face o minune, când îl vezi pe Dumnezeu că se ocupă de sufletul nostru, se ocupă de inima noastră, cât e de important să poți să ai acea liniște că Dumnezeu e Dumnezeul minunilor. Vă spun, după cum dumneavoastră știți, eu am anunțat aici, ne-am rugat când Victoria noastră s-a născut cu o problemă la inimă, ceva nu s-a închis acolo. Medici au scris ce au scris și au mutat-o pe Victoria într-un alt spital. Lucrurile între timp s-au așezat. Dar la un moment dat, în mintea și în inima mea, s-a așezat acea urmă de îndoială dacă cumva totuși lucrurile nu sunt așa cum medici au zis, dacă lucrurile o iau razna. Am zis, una din minunile extraordinare ale vieții unui om e să îl vadă pe Dumnezeu că rămâne același, că îi promite Dumnezeu. Zilele trecute m-am dus la rugăciune și la un moment dat Dumnezeu ne-a vorbit prin glas profetic. Vorbea Domnul și îmi spunea de latura slujirii, îmi spunea Domnul de biserică, eu Domnul țin lucrarea și am zis, da, e foarte bine, cred asta. Mintea mea a fugit la un moment dat după o bucată în care Domnul ne-a spus destul de consistent acolo că de lucrarea Domnului de aici, că Domnul coordonează lucrarea, că nu omul, că așa mai departe. Am zis, da, asta sună bine, perfect, Dumnezeu toate sunt mâna ta, dar ce fac eu cu Victoria? Și dintr-o dată mintea mea a fugit acolo, i-a și spus la sora la final, mintea mea a fugit direct acolo, bine Doamne, tu știi ce au zis medicii? Da, e adevărat, au zis că s-a închis deocamdată, dar ce fac eu, că totuși a fost o problemă. Fraților, eu doar am gândit.
Minunea extraordinară a lui Dumnezeu e atunci când El îți vede inima, viața și îți răspunde potrivit cu nevoia. Ascultați, doar am gândit ceea ce Domnul spunea, parcă subiectul s-a oprit acolo dintr-o dată și prorocul spune așa: ține minte, ce eu am vindecat, rămâne vindecat. Și a continuat cu altceva. O am și înregistrat, i-am spus: da, soră, eu în momentul ăla m-am gândit la victoria noastră. Ea nu cunoștea povestea victoriei noastre. I-am zis: uite, eu m-am gândit la victoria. De adevărat, mi-a spus Domnul, de biserică, de tot ce se întâmplă. Eu m-am gândit, eu m-am și eu, fiecare om, bă, la casa lui, la lui. O, Domnul mi-a văzut frământarea, mi-a văzut inima, mi-a văzut dorința, mi-a văzut oarecum frica. O, Dumnezeu s-a oprit din toate celelalte să-mi spună doar atât. Atât a fost cu privire la casă, familie, copii. Domnul a vrut doar să mă încredințeze, să nu uiți ce eu am vindecat, rămâne vindecat. Dragii mei, în momentul în care un om își împlinește juruințele înaintea Domnului, El ne ascultă prin minuni. Generația noastră are așa de mare nevoie ca Dumnezeu să-L asculte prin minuni. Dar ăsta e un factor. Biserica Efrat are nevoie ca să fim ascultați prin minunile lui Dumnezeu. Hai să vă spun o minune. Aici, copii de-i dumneavoastră care nu vin pe la biserică, n-ar fi o minune să-i vedeți într-o zi în apa botezului și să-i vedeți că au puterea să spună: rugăciunile lui mama și a lui tata au produs o minune în inima mea, pentru că Dumnezeul minunilor mi-a cuprins viața. Să vedeți aici oameni care vin și spun: fraților, ăsta e diagnosticul, uite la aici, băi, negru pe alb, uite, scrie aici, ăsta e diagnosticul. Dar Dumnezeul pe care noi îl avem a schimbat diagnosticul ăsta. Avem atât de mare nevoie de minunile lui Dumnezeu, dragii mei, pentru că avem nevoie de minunile lui Dumnezeu. Înțelegeți, în dimineața aceasta, Hristos răspunde prin minuni oamenilor care se țin de juruințele făcute. Doamne, ajută-ne pe toți! Este un alt beneficiu extrem de important. Când omul se ține de juruințele făcute și le duce la îndeplinire, Dumnezeu răspunde. 3. Hai să vă spun un alt beneficiu. Versetul 7. Știți ce se mai întâmplă când omul se ține de juruințele făcute? El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Acum e adevărat că viața, dacă îmi permiteți așa o paralelă, e ca un vapor care merge pe mare și uneori vin valurile alea mari și lovesc în corabia vieții. Când un om se ridică înaintea lui Dumnezeu cu juruințele împlinite și îi spune: Doamne, uite, m-am ținut și de aia, și de aia, și de aia, când un om poate să spună ca și David altădată: fă-mi dreptate după neprihănirea și nevinovăția mea, și aici permiteți-mi să mai adaug eu că nu ar fi o greșeală, fă-mi dreptate după juruințele mele împlinite, pentru că eu te cred pe tine, în mila lui Dumnezeu toate astea și prin harul lui Dumnezeu. Și când omul e lovit din toate părțile, dar în viața lui se ține de ceea ce a promis lui Dumnezeu, ce ziceți dumneavoastră? Nu e un lucru atât de frumos când Dumnezeu vine să potolească valurile care bat? În care omul săracul nu mai știe cum să țină de barcă, nu mai știe cum să mai țină de situații, nu mai știe cum să mai țină de familie, nu mai știe cum să mai țină de copii, nu mai știe de cum să mai țină de lucrurile bune, să nu se strice și alea. Și mai apoi vine Dumnezeu și potolește furtuna. Nu e așa că avem nevoie să vină Domnul să potolească furtunile din viața noastră? Dar înțelegeți că pentru a veni Domnul să potolească furtunile din viața noastră, e mare nevoie ca omul să se țină de promisiunile făcute? În dimineața aceasta putem să stăm față în față cu ceea ce Dumnezeu ne cere. Vine Domnul și spune: auzi, eu am beneficii extraordinare pentru sufletul tău, am beneficii extraordinare pentru viața ta, pentru casa ta, am beneficii extraordinare pentru viitorul tău. Sunt un Dumnezeu care vreau să țin corabia vieții nelovită de valuri sau nerăsturnată de valuri. Sunt un Dumnezeu care vreau să te țin. O, dragii mei, a fost oare un val puternic când Pavel și cu Sila a stat în pușcărie, în închisoare, în care erau bătuți pe nedrept, în care erau chinuiți pe nedrept? A fost oare un val? Da. A fost valul mare când fratele Richard Vrumbra, 14 ani de pușcărie pe nedrept, au fost oare valurile mari? Au fost valurile mari atunci când, și sunt valurile mari atunci când pruncul pleacă de acasă și pur și simplu n-ai ce să-i mai faci, valurile mari, da.
A fost valul mare când la un moment dat Dumnezeu îi cere lui Avram și îi spune: Avram, tu trebuie să-l iei pe Isaac și să te duci să-l aduci ca jertfă. A fost valul mare în casa lui Avram, a fost foarte mare. Să-ți vezi cuțitul, să vezi lemnul, să vezi focul, să știi că altarul faci și să n-ai mielul și să știi că Dumnezeu ți-a zis ce-l aduci pe pruncul ăsta ca ardere de tot. Oare nu erau valurile mari? Da! O, dar știi ce-o zis Avram? Te voi asculta, Doamne, și te voi crede, Doamne. Și asta era o juruință făcută înaintea lui Dumnezeu. Și Avram a zis: eu nu pot să-mi calc juruința. I-am promis lui Dumnezeu că îl voi asculta și îl voi crede. S-a dus înainte prin credință, ascultând și împlinind juruința făcută. Iar mai apoi Dumnezeu a venit să oprească valul. A venit Dumnezeu să intervină prin minune. Că a zis: Avrame, stop, să nu-i faci niciun rău copilul. Uite-te în tufișul de alături. Vei vedea acolo miel, vei vedea că ți-a trimis Dumnezeu ceea ce aveai nevoie. Pentru că, dragii mei, împlinirea juruințelor înaintea lui Dumnezeu opresc valurile. Împlinirea juruințelor înaintea lui Dumnezeu activează minunile lui Dumnezeu. Împlinirea juruințelor înaintea lui Dumnezeu aduce iertarea lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne ajute pe toți, să ne trăim viața împlinind ceea ce am promis Domnului. Aduceți-vă aminte de momentul din apa botezului. Revin la momentul ăsta extrem de important, prea călcat în picioare în generația asta. I-ai spus lui Dumnezeu că până la finalul vieții te vei ține strâns legat de cel atotputernic. O, dragii mei, nu abdicați de la promisiunea asta, nu renunțați la promisiunea asta, nu vă dați înapoi de la promisiunea asta pentru niciun beneficiu de moment. Hristos rămâne același, Dumnezeu rămâne apărător, Dumnezeu rămâne călăuzitor, Dumnezeu rămâne totul. Și când omul se ține strâns legat de promisiunea făcută înaintea lui Dumnezeu și are nevoie de iertare, Hristos coboară, are nevoie de o intervenție prin minune, Dumnezeu o aduce. O, lăudat să fie Domnul pentru asta. Și în ultimul rând, dragii mei, știți ce se întâmplă când omul se ține de promisiunile făcute? Versetul 9 spune așa: tu cercetezi pământul și îi dai belșug. Îi umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Ascultați! Tu le dai grâu, la cei care se țin de promisiuni, tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească, adică iată cum îi porți de grijă. Îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îi înmoi cu ploaia și îi binecuvintezi răsadul. Știți că împlinirea promisiunilor înaintea lui Dumnezeu îl face pe Dumnezeu să ne poarte de grijă în fiecare zi? Vă rog din toată inima, fiți foarte, foarte atenți. În urmă, Cristiana va cânta și apoi corul va cânta. Dar ascultați-mă puțin, avem nevoie de purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Ar putea cineva fără de purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Ar putea cineva fără de momentul acela în care Dumnezeu ar spune inimii mai bate? Ar putea cineva fără de momentul acela în care Dumnezeu spune îngerilor săi: bă, du-te și păzește-l, bă, du-te și păzește-l? Ar putea? Nu. Ar putea cineva să aibă în cămară lucruri extraordinare de gustoase fără ca Dumnezeu să-i fi purtat de grijă? Nu. Vreți să rămână toate astea? Pentru asta nu uitați, împlinirea poruncilor e imperios necesar. Împlinirea juruințelor e imperios necesar. Vrem ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Iubiți părinți, eu mă gândesc cu atât de multe emoții la copiii noștri cu privire la viitor, de nu vă puteți închipui. M-am axat atât de tare pe generația tânără din multe puncte de vedere. Și îmi doresc pentru ei o creștere bună, frumoasă, armonioasă, să nu-i pierdem sub nicio formă. Sunt nicio formă, suntem foarte responsabili de ei. Dar dincolo de ce facem noi, avem nevoie de purtarea de grijă a lui Dumnezeu în dreptul lor. Știți că Dumnezeu va purta de grijă copiilor noștri până în momentul în care ei vor putea să ia decizii și mai apoi să le pună în aplicare. Va purta de grijă copiilor noștri conform cu juruințele noastre împlinite înaintea lui Dumnezeu? Mai vreți ca brazdele să fie udate? Ca bulgării să fie sfărâmați?
ca ploaia să mai moaie și Dumnezeu să mai binecuvinteze, mai vreți asta? Auziți, vă mai spun aici un verset, versetul următor. Încununez anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșug. Citesc psalmul până la capăt. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Ascultați cum încheie psalmistul psalmul acesta, care începea cu încredere: Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite-ți vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Ascultați cum încheie psalmul. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Știți de ce? Pentru că și-au împlinit juruințele și când și-au împlinit juruințele, au fost iertați. Păi cum să nu strigi de bucurie când ești iertat? Când și-au împlinit juruințele, au fost ascultați de Dumnezeu prin minuni. Păi cum să nu strigi de bucurie când ești ascultat de Dumnezeu prin minuni? Când îți împlinești juruințele, Hristos potolește furtunile. Păi cum să nu strigi de bucurie când Dumnezeu potolește furtunile? Când îți împlinești juruințele, El vine să te cerceteze și să-ți poarte de grijă, să ude, să sfărâme, să lase binecuvântare. În dimineața aceasta, dragii mei, stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem Domnului: Doamne, ajută-ne să ne împlinim juruințele. Ca să avem parte de toate beneficiile Scripturii spuse aici, în psalmul acesta. Și mă rog din toată inima, așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Amin.